În perioada 9-20 noiembrie, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș prelungește măsura asistării activității de relații cu publicul în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vișeu de Sus. Cetățenii și partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară. Sesizările, petițiile și memoriile se vor face prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă, ori curierat. În perioada 9-20 noiembrie, persoanele fizice sau juridice autorizate, notarii publici, executorii judecătore și cetățenii pot depune online cereri de înscriere, recepție sau avizare, însoțite de scrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărei înscriere, recepție sau avizare este solicitată. Din cauza restricțiilor impuse de autoritățile maghiare, șoferii care transportau marfă au avut de așteptat în vamă, sâmbătă și duminică, aproape două ore și chiar și astăzi, în mod special, la punctele de trecere Nădlac și Petea. La ridicarea restricțiilor prin punctele de trecere ale frontierei de vest a României, pe raza județelor Arad, Bihor și Satu Mare, s-au efectuat formalități pentru aproximativ 2200 de automarfare. Traficul pentru autoturisme și mijloacele de transport în comun s-a desfășurat în condiții normale, susțin polițiștii de frontieră. Aceștia mai recomandă șoferilor de automarfare tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, deschise tranzitului de mărfuri, pentru evitarea aglomerării doar a unora dintre acestea și consultarea traficului online pe site-ul Poliției de Frontieră.